Eu am inaugurat secția de ATI, o secție ultramodernă, în care sperăm că pacienții vor fi și cu siguranță vor fi tratați corespunzător. Faptul că e o secție nouă, cu echipamente noi, face ca medicii să-și desfășoare, nu în condiții bune, ci excelente, activitatea lor. Și sper să fie super mulțumiți, cum sunt și medicii chirurgi, din cele 6 săli de operații pe care le-am inaugurat. Ca și date, totalul investiției pe această secție a fost de 13.998.000 de lei, din care dotări 7.413.000 și clădirea, efectiv construcția ei, a costat 6.585.000 de lei. Nu ne oprim aici. Noua echipă managerială, avem planul foarte bine stabilit, în detaliu. Sperăm să nu ne omoare iar că e, cum să spun eu, răscrucea noastră și cea mai mare bariera noastră, achiziții. În continuare vom marja pe următoarele 5 săli de operații și partea de sterilizare. Avem și suntem în stadiu de preluare a clădirii de cardiologie și acolo avem un plan și sperăm să ne-l ducem la capăt până anul viitor, nu până la final, ci cât mai repede. Suntem în grafic și cu secția de radioterapie. Suntem la final de expertiză și așteptăm expertiza expertului. Inelul de incendiu se va finaliza la sfârșitul lunii, deci vom avea și autorizație ISU pe tot ce înseamnă spital. Partea de anfiteatru suntem, sau spitalul este în momentul de față la achiziționarea și tot ce înseamnă parte de utilități, și aici mă refer gaze, știți că de fiecare dată vorbeam, nu putem să facem o casă dacă nu avem parte de utilități. Gaze, canalizare, apă, după care va rămâne un rest de executat acolo și vom finaliza și acela. Dar nu lăsăm, de fiecare dată v-am spus, în derizoriu și suntem foarte aplicați pe acest subiect, partea de reabilitare a întregului corp A și corp B. La corpul B suntem în parte de evaluare la tot ce înseamnă parte electrică și centrală termică, iar la corpul A sperăm și în viitorul cel mai apropiat să dăm drumul la partea de dalii a întregului corp.